Coltermesa este nevoită să întrerupă furnizarea apei calde de consum ca urmare a unor lucrări programate de rețele electrice banat la CT Freidorf, miercuri 14 august 2024, între orele 9 și 17. Vor fi afectați locuitorii de pe străzile Ardealului, Ioan Slavici și Eugen Cutianu, 20 de branșamente. La finalizarea lucrărilor apar putea fi tulbure pentru o scurtă perioadă, așa că este recomandat să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezirea completă.